Helicopterul Smurda a intervenit încă o dată la Sibiu, de această dată nu a preluat victime ale accidentelor, ci un bebeluș cu probleme grave de sănătate. Este vorba despre un copilaj de doar 10 zile care nu poate fi tratat în maternitatea din Sibiu. Micuțul suferă de o malformație cardiacă severă. Pentru că nu-l putea opera pe copilaș în Sibiu, medicii au solicitat ca micuțul să fie transferat la o clinică de specialitate din București. Dată fiind starea fragilă de sănătate a copilului, s-a decis ca varianta optimă pentru transfer este pe cale aeriană. Spitalul Județean Sibiu a solicitat intervenția de urgență a elicopterului pentru ca nou născutul să fie transferat la un spital din București. Elicopterul Smugd a fost solicitat din cadrul compartimentului de anestezie terapie intensivă al secției de neonatologie 1 din cadrul Spitalului Județean în vederea transferului la unitate sanitară din București a unui nou născut în vârstă de 10 zile care suferă de o malformație cardiacă severă. Avocații din întreaga țară au protestat miercuri, acestea spun că s-au săturat de sistemul nefuncțional al justiției din România. Cer respect plata la zi a onorarilor pentru cauzele din oficiu, ori acces la arhive, pentru a-și putea desfășura așa cum trebuie activitatea. La campania O zi fără avocați, ziua în care justiția nu există, au aderat și avocații din Sibiu. Campania a fost lansată de către Uniunea Națională a Barourilor din România. În cursul zilei de miercuri, avocații nu au intrat în sălile de judecată și au cerut amânarea tuturor proceselor programate pentru miercuri. Membrii barourilor se plâng de nerespectarea statutului avocaților în procesul judiciar, limitarea pledoariei în unele instanțe, întârzieri în regularizarea cererilor, redactarea și comunicarea hotărârilor de organizare activităților de ședință judecătorească, în alt fel decât conform programului stabilit inițial. Lipsa accesului la arhive ori la informații din dosar întârzieri la plata onorarilor în cazul avocaților din oficiu, cenzura onorarilor și, bineînțeles, înăsprirea măsurilor fiscale. Un moment de neatenție a fost suficient pentru a produce un grav accident rutier. Totul s-a întâmplat la ieșirea din cu de jos în intersecția cu DN1. De vina pentru producerea evenimentului rutier este un tânăr de 25 de ani, care, în încercarea de a ajunge pe drumul ce duce spre Glâmboaca, a intrat în intersecție fără să se asigure și fără să acorde prioritate și a lovit din plin mașina condusă regulamentar dinspre Sibiu spre Brașov de către un bărbat de 47 de ani. În urma impactului, atât șoferul nevinovat, cât și un alt bărbat pasager în mașina acestuia au fost grav rângi. Polițiștii rutieri au intervenit la un accident produs pe drumul național 1 la ieșirea din localitatea Porumbacu de Jos spre Brașov. Din primele cercetări efectuate a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 105J, un localnic în vârstă de 25 de ani a intenționat să traverseze drumul național dinspre Glâmboaca spre Porumbacu de Sus, a pătruns în drumul național fără să acorde prioritate și a intrat în coliziune cu un autoturism condus dinspre Sibiu, spre Brașov, de către un bărbat în vârstă de 47 de ani din Arpașul de Jos. Conducătorul auto în vârstă de 47 de ani și pasagerul din mașina pe care acesta o conducea, un bărbat în vârstă de 44 de ani, tot din Arpașul de Jos, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital conștienți. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Șoferul vinovat s-a ales cu un traumatism cranian și a fost dus de urgență de către cei de la Smund la spital. Tot la spital a fost dus cu o ambulanță SAS și bărbatul de 44 de ani. Acesta a avut traumatism la cap, la coaste și panică, probabil hipertensiune arterială. Pentru a nu fi protagoniști unor accidente rutiere, polițiștii le recomandă tuturor celor care urcă la volan să dea dovadă de prudență maximă, să depășească sau să traverseze drumurile doar după ce s-au asigurat temeinic și să își adapteze în permanență viteza la condițiile meteo și

Statul pune la prată proprietarii de mașini de epocă. Reprezentanții CNAIR spun că din această lună, cei care dețin mașini istorice vor fi obligați să plătească atât rovinietele cât și taxele de peaj în cazul podurilor de la Dunăre. CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale deținători de vehicule de interes istoric în conformitate cu prevederile legii 226 din 2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România la data intrării în vigoare a acesteia, exceptarea vehiculelor istorice de la obligația de plată rovinietei și a tarifului de trecere stabilită în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență 15 din 2002, aprobată cu modificări și completări prin legea numărul 424 din 2002, cu modificările și completările ulterioare încetează. Începând cu data de 16 a 10 a 2023 zi până la care CNA va finaliza procesul de prelucrare a datelor privind vehiculele istorice care au fost înscrise în baza de date a sistemului informatic de emitere, G gestiune, monitorizare și control al rovinietei cu vehicule exceptate, în vederea eliminării din aceasta, utilizatorii vehiculelor istorice au obligația de a achita tariful de utilizare și tariful de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, anunță CNAIR. Potrivit legii, erau considerate vehicule istorice mașinile cu o vechime de cel puțin 30 de ani, cu condiția ca acestea să fi păstrat motorul și caroseria originale. polițiștii sibieni au pus mâna pe încă o hoață, este vorba despre o femeie de 32 de ani. Aceasta este bănuită că în 9 septembrie, în jurul orei 3 dimineața, în timp ce se afla într-un local, i-a furat unei alte femei peste 1000 de lei. Suspecta pur și simplu i-a smuls victimei banii din mână. Polițiștii au reținut-o pe femeie în cursul zilei de marți, iar în cursul acestor zile va ajunge în fața judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă. În paralel, polițiștii încearcă să afle dacă nu cumva femeia mai este implicată și în fapte cu is penal. În ziua de 3 octombrie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au reținut o femeie în vârstă de 32 de ani din Municipiul Sibiu, cercetată penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Femeia este bănuită că, la data de 9 septembrie, în jurul orei 3, în timp ce se afla în incinta unui local de pe raza municipiului Sibiu, i-ar fi sustras unei femei suma de 1.070 de lei. În baza aprobatoriului administrat în cauză, polițiștii de investigații criminale au luat măsura reținerii femeii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată unității de parchet competente în vederea aplicării unei măsuri preventive. Cercetările sunt continuate la nivelul Poliției Municipiului Sibiu, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Sibiu. Duminică începe ediția aniversară Astra Film Festival, cel mai cunoscut eveniment dedicat filmului documentar a ajuns deja la ediția cu numărul 30. Debutul ediției aniversare este unul în mare forță, cu un film despre cel mai titrat om al momentului de mai bine de un an de zile. Este vorba despre președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski. și mai interesant este faptul că pelicula este încă în lucru, așa că la Sibiu se prezintă în premieră mondială varianta Work in Progress. Pelicula întâlnidul pe Zelensky este semnată de către Warner Herzog și Andre Singer. yeah <laughs> Filmul urmărește călătoria remarcabilă a lui Volodimir Zelenski pe parcursul a 30 de ani de la declararea independenței Ucrainei și va fi prezentat în deschiderea festivalului duminică 15 octombrie la Salataria în varianta Work in Progress. Evenimentul va avea loc în prezența producătorului. După film va avea loc o dezbatere moderată de scriitorul, publicistul și diplomatul Emil Hurezeanu, spun organizatorii. Pe lângă marea deschidere pe tot parcursul festivalului, publicul se va bucura și de alte premiere, dar și de masterclass-uri cu personalități marcante. În competiția Astra Film Festival vor fi proiectate pe totalul un număr de 130 de filme documentare.